În mediul evanghelic este o concepție potrivit căreia, dacă ți-ai dus copiii la binecuvântare, într-un fel primești automat siguranța mântuirii pentru ei și indiferent ce ar face ei, lucrurile o să fie bine până la final. În Sfânta Scriptură nu există o asemenea concepție, și anume că ducerea la binecuvântarea copiilor asigură mântuirea lor. Siguranța mântuirii vine după ce cineva în mod real și faptic este mântuit. Folosesc doar de dragul exemplului o predică în care puteți asculta o afirmație de genul ăsta la propriu dusă la extrema. Haideți să ascultăm. Dumnezeu curge de voi. Pentru că ați fost duși la binecuvântare. Unde veți fugi de dar de Dumnezeu? Deci o afirmație la propriu extremă. Dacă ți-ai tăiat venele, curge Dumnezeu din tine. Înțeleg limbajul metaforic, deși nu sunt de acord cu el. Mi se pare la propriu exagerat. Curge Dumnezeu din tine pentru că ai fost dus la binecuvântare. Deci dacă te-ai sinucide, curge Dumnezeu din tine, pentru că tu ai fost dus la binecuvântare. Binecuvântarea, la început, cred eu, a fost intenționată pentru a fi un act simbolic, oficial, de primirea unui copil în comunitatea bisericii, nu membralitatea bisericii. Și prin acel act, părinții își luau responsabilitatea de a crește copilul în mustrarea și învățătura Domnului și odată cu părinții, toată comunitatea și-a luat responsabilitatea de a participa la creșterea acelui copil. Asta a fost intenționat să fie binecuvântarea sau actul binecuvântării. Sub nicio formă, actul binecuvântării n-a fost intenționat să dea o siguranță falsă părinților sau comunității că simplu fapt că te-ai născut într-o familie de credincioși îți asigură veșnicia. Însă, vedem că la evanghelici binecuvântarea funcționează ca un fel de botez fără apă. Credem într-un fel sau altul că binecuvântarea conferă un fel de har special. Într-un fel este un fel de pecetluire a copilului. Îți dă o siguranță, deși ea este falsă. Aruncarea responsabilităților pământești a părinților cât timp îi iau pe copiii lor în casele lor și aruncarea responsabilităților comunității de a participa la creșterea acelui copil nu va duce la nimic altceva decât la pierderea copilului respectiv. Deci renunțarea la responsabilități sub pretextul că a fost dus la binecuvântare este o mare eroare și este fatal în foarte multe cazuri. Și asta ar fi o întrebare foarte serioasă pentru noi evanghelici. Credem noi că dacă ne-am dus copiii la binecuvântare, sunt ei pentru asta pecetuiți ca să fie mântuiți? Asta este un alt soi de hipercalvinism. Nu calvinism, ci hipercalvinism. Adică eu pot să stau liniștit într-un fel, chiar dacă nu mă rog cu copiii, chiar dacă n-am părtășii cu copiii în familie, chiar dacă nu citesc Sfânta Scriptură în familie, chiar dacă n-am grijă spiritual de copiii mei zilnic, într-un fel sau altul, pentru simplu fapt că au fost duși la binecuvântare, lucrurile o să fie bine până la final. Binecuvântarea s-a transformat într-un fel de fals mesia. Binecuvântarea s-a transformat într-un fel de botez fără apă, care lucrează ex opere operato, da? Conferă har în mod automat prin simplu fapt că este administrată. Și lucrul acesta este fundamental, fundamental greșit. Este o eroare răspândită de la amvoane și este o eroare crezută de mulți părinți credincioși. Este, aș spune eu, o falsă evanghelie. Pentru că ajunge să ne punem încrederea nu în Dumnezeu, ci ajunge să ne punem încrederea într-un act pe care noi l-am făcut. Ajungem nu să primim siguranță din faptul că copilul nostru este născut din nou, a crezut în Domnul Iisus Hristos și s-a pocăit și aceste lucruri au avut loc într-un mod real în viața lui, dar nu ne uităm la convertirea lui, la întoarcerea lui la Dumnezeu, la regenerarea lui, la momentul mântuirii lui, ci ne uităm la un act administrat de cineva care a fost intenționat să fie simbolic, da? Ne uităm la un act și ne punem încrederea în el. Asta este o falsă evanghelie, la propriu. Și cred că la evanghelici, binecuvântarea s-a transformat într-o falsă evanghelie în felul acesta. Și foarte mulți copii sunt lăsați în voia minților, sunt lăsați în voia sorții, pentru că părinții s-au culcat pe ureche, crezând că, pentru că i-au dus la binecuvântare,
lucrurile o să fie ok până la urmă. În predica asta n-aveți decât un alt exemplu. Nu este fratele Vladimir Pustan responsabil de concepția asta. Nu mă înțelegeți greșit. Este o concepție larg răspândită. Și este foarte greu de spus astăzi din capul evanghelicilor că binecuvântarea nu conferă niciun fel de har. Binecuvântat este copilul acela care locuiește într-o familie în care părinții și-au luat responsabilitatea de a-l crește în frica și în învățătura Domnului. Binecuvântat este copilul acela doar care se află în fiecare zi sub influența sfințitoare a părinților lui. Prin exemplul lor, prin rugăciunile lor, prin închinarea în familie împreună cu copiilor, prin citirea cuvântului împreună cu părinții și cu toată familia, prin ducerea celor copii în casa lui Dumnezeu, care suntem noi credincioși, unde se predică cuvântul, unde este închinare, unde este părtășie. Asta este singura binecuvântare care vine în viața acestor copii. Nu mă înțelegeți greșit. Eu nu condamn acum actul binecuvântării per se, ci spun că el a fost transformat în mod abuziv în ceva ce n-a fost niciodată intenționat să fie. Și da, cred că fundamentul pentru a ne binecuvânta copiii este preluat din Vechiul Testament și bazat pe o înțelegere greșită a legăturii dintre cele două legământe, Vechiul Legământ și Noul Legământ. Și cred că sub nicio formă faptul că Domnul Iisus Hristos a binecuvântat niște copii, sub nicio formă asta nu oferă un fundament pentru ca noi să facem lucrul acesta. Dar asta este cu totul altă discuție. Noi vorbim despre un lucru care se întâmplă deja și care funcționează în mod greșit. Cuvântul pe care l-aș lăsa în final pentru toți părinții este să-și ia responsabilitatea de părinți cu cea mai mare seriozitate. Copiii lor sunt sfințiți nu prin actul binecuvântării. Copiii lor sunt sfințiți în primul rând dacă sunt expuși Evangheliei în casa lor, dacă sunt expuși cuvântului, dacă sunt expuși părtășiei, închinării, rugăciunii, cântării înaintea lui Dumnezeu și dacă sunt duși cu seriozitate în părtășia bisericii, acolo unde prezența lui Dumnezeu se manifestă. În cazul în care lucrurile acestea nu se fac, niciun părinte n-ar trebui să aibă siguranța că, doar pentru că l-a dus la binecuvântare, copilului o să fie în regulă, pentru că în cele mai multe cazuri se dovedește că, în ciuda faptului că se fac aceste acte de binecuvântare, mulți dintre copiii aceștia și tinerii aceștia sunt pierduți pentru totdeauna. Eu cred, mântuirea este doar al lui Dumnezeu și El mântuie fără să ceară voie și sfatul cuiva, însă în același timp Dumnezeu ne-a cerut nouă și ne-a dat nouă responsabilitatea de a predica cuvântul, de a ne ruga, de a ne închina, de a folosi toate metodele Harului prin care oamenii sunt mântuiți de către Dumnezeu.